dacă nu cumva această expresie are vreo legătură mai adâncă cu următoarea idee. N-am venit să stric legea, ci să o desăvârșesc. Dacă legea veche te chema să aduci doi turturei sau doi porumbei, sau să jertfești un țap, sau să jertfești un vițel, sau o junice, sau un taur, depinde ce jertfe se aduceau, iată că Mântuitorul Iisus Hristos vine și ne aduce nouă, ceva nou și nemai întâlnit. Dacă ne uităm în tot ritualul Noului și Vechiului Testament, vom vedea că toate slujbele noastre creștine ortodoxe sunt alcătuite din stihuri și din psalmi. Psaltirea este poezia Vechiului Testament, care laudă pe Dumnezeu și noi o cântăm. Și în laudele vecernii, și în ceasuri, și în utrenie, și în mezonoptică, și în cântările privegherii, și în cântările litiei, dar cununa și virtutea tuturor încurunează și ridică deasupra tuturor prin puterea Sfintei Liturghii, care nu mai este de rit iudaic, ci este după rânduiala lui Melchisedec, care l-a întâmpinat pe Avram cu pâine și cu vin. Mântuitorul, binecuvântând pâinea și dând ucenicilor să mănânce ca să aibă viață veșnică spre iertarea păcatelor, frângând-o, și binecuvântând paharul spre spălarea păcatelor, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, și aceasta să o faceți într-o pomenire a mea, într-o veacul veacului. Deci, spălarea acestor mreje atunci reprezenta o reciclare a ideilor Vechiului Testament, care erau cuprinse între legi fixe, cele 10 legi ale Decalogului, care ar fi fost suficiente neamului omenesc să nu greșească niciodată, s-au complicat prin răutatea oamenilor. Deci trebuiau găsite metode noi de simplificare a căii către Dumnezeu și trebuiau găsite metode noi de simplificare a întâlnirii omului cu Dumnezeu și trebuiau găsite metode noi de îndreptare a omului spre Dumnezeu. Și atunci Iisus Hristos, pe muntele fericirilor, folosește predica celor nouă fericiri, dar punând accent pe câteva idei foarte simple. Fericiți cei blânzi, fericiți cei milostivi, fericiți cei ce plâng, fericiți cei ce flămânzesc și fericiți cei curați cu inima. Vedeți, lucruri simple care pe om nu-l costă nimic. De fapt, făcea deschiderea spre noua metodă de asceză, care însemna înfrânarea, spre noua metodă de rugăciune pe care Pavel ne-o arată în epistole și ne-o simplifică și ne spune: nu vreau să borborosiți multe ca păgânii, vreau să spuneți 5 cuvinte cu inima. Și mai mult decât atât, Iisus Hristos vine așa și spune: pe cel ce vine la mine, n-am să-l dau afară. Eu sunt ușa Tatălui, cel ce vine prin mine va intra și va ieși și pășune va afla. Eu sunt ușa oilor, dar în același timp sunt și păstorul care își pune viața pentru oi. De aceea, ca noi să avem în continuare contact cu Dumnezeu în mod propriu și proaspăt, nu vorbim când stăm în biserică de o biserică de 2000 de ani, ci de o biserică care este actualizată de 2000 de ani în fiecare zi prin jertfa euharistică a Sfintei Liturghii, pentru că atunci când terminăm liturgia și punem căldura sfântă în Sfântul Potir, spunem așa: căldura credinței plină de Duhul Sfânt, amin, amin. Și Sfintele Taine aburesc exact cum este sângele proaspăt junghiat pe jertfelnic atunci când se aduceau mielul și vițelul în rânduiala Vechiului Testament, Hristos fiind de fapt mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii. Deci, încă o dată, curățirea mrejelor înseamnă lepădarea întregului bloc
luați cartea ieșirii și o să găsiți peste 200-300 de regulamente puse la cortul mărturiei, la templu, în templu și toate legile pe care Iisus Hristos le contestă și le spune fariseilor și cărturarilor, voi sunteți cei ce puneți legi și biruri și rânduieli pe care voi nu le atingeți, pe care voi nu le faceți, ci împovărați pe alții cu ele, țineți cheia împărăției cerurilor, nici voi nu intrați, nici pe alții nu-i lăsați. Și atunci Iisus vrea să simplifice acest cod și să aducă din nou în imagine sinteza decalogului văzută prin lumina fericirilor. Adică vrea să caute rădăcina păcatului ca să o stârpească și vrea în același timp să arate actualizarea rădăcinii păcatului și sursa de unde ea provine. Iubirea de sine, părerea de sine, mândria, lăcomia, răutatea, ura de frate, care sunt, de fapt, fundamentul tot ce se întâmplă în societate. Dacă îl iubești pe aproapele tău, poți să-l furi, poți să-l ucizi, poți să-l necinstești, poți să-l deposedezi de bunuri cu vicleșug, poți să desfrânezi, poți să râvnești la cine al tău, poți să depui mărturie strâmbă, nu poți. Și atunci Iisus vine și le arată fariseilor că ei își fac niște regulamente pe care le trec foarte ușor, dați zecială din chimen, din izbă, postiți de două ori pe săptămână, vă spălați pe mâini când mâncați, respectați toate regulile templului, dar la prima vedere, pe din afară sunteți niște pahare spălate și strălucite, iar partea dinăuntru a paharului, unde este putoarea și păcatului și toată răutatea, nu o curățiți. Adică, de fapt, ce vrea să arate? Că cu cât te apropii de lege, cu cât te apropii de Dumnezeu, războiul lui Sarsailă este și mai mare, și mai viclean. Deci noi am scos din calcul războiul cu întunericul, cu duhurile rele. Și zicem, lasă-mă, părinte, cu prăstiile și cu draci și cu duhurile necurate. Ce duhuri necurate? Nu vezi că oamenii fac rău? Da. Slugile diavolului fac rău. Așa le spune Mântuitorul Iisus Hristos în ziua judecății, când ei vin și se adresează Mântuitorului și spune, dar unde am văzut noi pe tine? Unde am auzit noi de tine? Unde ți era ție foame? Unde ți era ție sete? Unde ți era ție frig? Unde erai tu bolnav? Și Mântuitorul le spune clar, n-ați făcut celor mai mici, de aceea nici mie nu mi-ați făcut. Deci n-ați făcut celor mai mici, deci mie nu mi-ați făcut, nu vă cunosc pe voi. Mergeți în focul cel veșnic gătit diavolului și slugilor lui. Deci noi nu vorbim de diavol în mod văzut, care nu simte nevoia să se arate, și o să mă întrebați de ce nu simte nevoia să se arate. Nu simte nevoia să se arate pentru că diavolul a constatat că oamenii l-au întrecut în viclenie. El doar rămâne viclean. Își manifestă cursa, își manifestă capcana, își manifestă lucrarea, își manifestă răutatea teologică învechită, căzută, de înger întunecat și nu de înger luminat înainte de cădere, și vrea cu orice preț să dărâme neamul omenesc și să umple cu el iadul. Și atunci nu-i nevoie să arate, pentru că știe că omul i-ar găsi o metodă să-l încurce. Și așa spune, fățarnic la nevedere și viclean la arătare. De ce viclean? Ne spunea Apostolul Pavel de ce e viclean. Fraților, fiți cu băgare de seamă
că diavolul poate lua chiar chipul îngerului de lumină. Deci atât de ce e viclean la arătare. Și poate înșela și pe cei aleși. Privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, căci diavolul rage ca un leu și caute pe cine să înghită. Și atunci, care este prima mreajă pe care trebuie să o pregătim noi ca să putem prinde pești spre Dumnezeu? Trezvia, luarea aminte de sine, credința și dragostea de Dumnezeu și în același timp teama de poruncile sfinte. De ce vorbesc de teama de poruncile sfinte? Dacă omul nu se teme de Dumnezeu, nu-i păzește nici poruncile. Iar psalmistul David spune așa,